Domnule Marin, bună ziua! Povestiți-ne un pic, cu cine locuia fiica dumneavoastră în țară? În țară cu părinții mei, acasă cu mine, împreună. Nu era niciun fel de problemă, ce să vă spun. Bun, și cum a dispărut? Cum a dispărut? Asta mă întreb și eu și nu știu, chiar... Deci, din tot ce s-a vorbit și se vorbește, prietenul e vinovatul, dar nu știu cine e prietenul. Ce să vă spun? Bun, dar dumneavoastră ați depus plângere la poliție după un timp, nu? Da. De ce n-ați depus plângere imediat? Plângerea în luna august, când am fost în concediu acasă anului trecut. Am tot făcut niște drumuri pe la poliție, secția 3, județeană și tot așa. Ce să vă spun? Deci, practic, dumneavoastră ați depus plângerea la câteva luni după ce i-a dispăruse, nu? Practic, noi după ceva timp am făcut demersul acesta cu... Dar de ce ați așteptat? Am crezut totuși că nu o să fie un caz așa de ciudat și o să vin acasă, mă rog, o lua legătura cu noi. Nu știu ce să vă spun. Dar ea mai luase legătura cu dumneavoastră în perioada asta? Păi, ultima discuție care a avut-o cu mine în luna mai, anul trecut, a cerut o sumă oarecare de bani la mine pentru ce-i trebuia, o datorie, nu știu ce naiba avea de dat. Cu mine, deci eu, practic, din luna mai de anul trecut n-am mai vorbit cu ea. Și mama ei? Cu mama ei e o poveste cam tristă și, ce să vă spun... A părăsit-o mama ei. Mama ei a părăsit-o de mult timp, de foarte mult timp. Și fata locuia, practic, cu părinții dumneavoastră? Da. Și în ce clasă era? Poftim? Și era la facultate, înțeleg. Da, la facultate era, da. Mulțumesc!